La una dintre recepțiile organizate atunci în onoarea sa, a participat chiar și președintele Roosevelt. Eustachiu Stoienescu a fost un pictor român cu o sensibilitate extraordinară pentru arta portretului. Fiind psiholog, a surprins în tușele de culoare toate trăirile oamenilor care îi stăteau în fața șevaletului. Astăzi, numele lui este aproape uitat, însă contribuția sa în pictura românească nu s-a estompat odată cu trecerea anilor. Deși a dus o viață misterioasă, încă nedeslușită, a fost un personaj foarte apreciat în epocă și a avut succes, atât în țară cât și în străinătate. În acest sens, merită menționată expoziția personală pe care a avut-o la New York în 1930, care a încântat teribil publicul american. La una dintre recepțiile organizate atunci în onoarea sa, a participat chiar și președintele Roosevelt. Expune și la Paris, chiar de două ori, la saloanele oficiale. În anii 1930, pe scena de artă bucureșteană se impune, având foarte multe expoziții și primind adesea comenzi pentru portrete. Născut la Craiova în 1884, în copilărie a fost marcat de opera lui Nicolae Grigorescu, după ce a vizitat o expoziție a maestrului. Fiind foarte tânăr, a pictat într-un stil care îl evoca pe Grigorescu până în 1900, când a plecat la Paris. La cei 16 ani, Stoienescu a fost primit în atelierul lui Jean-Paul Laurens, cu care a păstrat o relație foarte apropiată. Tot la Paris i-a cunoscut și pe Steriadi, Dărăscu, Mützner și Ressu, în anii în care s-a format ca pictor, descoperindu-și stilul propriu. De la început a dovedit un interes aparte pentru portret, fiind fascinat de opera lui Velázquez, însă a abordat multe alte genuri de pictură. La Hipodrom, din 1931, este un portret care surprinde talentul lui Stoienescu de a reda expresia chipului uman, în comparație cu numeroasele portrete cu nuanță satirică pe care le-a realizat unor personaje cunoscute ale Bucureștiului epocii, lucrarea de față evocă sinceritate și delicatețe. A pictat deseori copii, încercând să le surprindă în câteva tușe de culoare, inocența și cumințenia. Fetița pictată, cu ochi mari, întrebători, care privesc în zare pierduți, este un exemplu al talentului de portretist al lui Stoienescu. Lumina difuză și fundalul nedeslușit de griuri lasă privitorul să se concentreze asupra expresii și demonstrează sensibilitatea cromatică a pictorului. Portretul lui Dimitrie Burianu, în clar obscur, este una dintre comenzile onorate de Stoienescu și lasă la vedere intenția artistului de a se concentra asupra redării chipului. Fundalul este umplut în nuanțe de brunuri întunecate, iar silueta abia se distinge. Punctul central al tabloului este privirea vie, puternică a personajului, exact așa cum și-a dorit pictorul. Stoienescu a rămas pentru istoria artei românești, în primul rând, un mare portretist, dar talentul său se poate observa în orice tematică abordată. Recordul de piață al artistului a fost atins în 2012, la licitație în București, și este de 36.000 de euro, consolidând locul lui Stoienescu în topul artiștilor români.